În cadrul unei ceremonii, 75 de pompieri militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență General Magheru al județului Vâlcea au primit noile grade. Cu data de 1.8.2021, ofițerii în activitate din Inspectoratul pentru Situații de Urgență General Magheru al județului Vâlcea, care au împlinit stagiul minim în grad sau vor împlini până la 31.12.2021 și îndeplinesc celelalte condiții, se înaintează în gradul următor la termen după cum urmează. Ofițerii care sunt nominalizați vă rog să iasă în fața formației cu frontul către formație. Se avansează în gradul de locotenent colonel domnul major Decu Marian Iulian. În gradul de locotenent se înaintează sub locotenenții Bobină Constantin, Ghinea Ștefan Dragoș și Mândică Mihai Ciprian. Între alții, un major a fost avansat la gradul de locotenent colonel, 3 sublocotenenți la gradul de locotenent, iar 51 de plutonieri au devenit plutonieri adjutanți. Cei avansați au fost felicitați pentru rezultatele bune pe care le-au obținut și profesionalismul de care au dat dovadă de-a lungul carierei. Curajul și devotamentul manifestate în timpul misiunilor încredințate au salvat vieți și bunuri materiale.